Bine m-am regăsit, prieteni, o nouă ediție, o nouă săptămână, o nouă temă și mă duc pe ideea asta că un om informat este un om mai responsabil și mă mai duc pe o idee, hai să vedem un pic cum funcționează, nu știu cum să-i zic, toată manipularea, toată metastaza asta în Occident și care sunt acțiunile care ar putea să ne ducă și nouă și pe noi spre necazuri, în ispita rușilor, ca să mă exprim așa. Unii o se întrebe, probabil, ce mă interesează pe mine, ce-i arderea Coranului, Suedia, Turcia, Erdogan? Lasă-mă, domnul, că noi avem probleme cu nu știu ce, cu zăpada, iar ne-a luat prin surprindere, etc., etc. Băieți, s-ar putea să ne ia prin surprindere mai mult decât zăpada, mai mult decât iarna. Ceva mult mai fierbinte decât zăpada asta pe care am tot așteptat-o și de 1 decembrie, și de 6, și de Crăciun, și de Revelion. Și atunci m-am dus un pic către Suedia ca să explicăm până în momentul de față ce se întâmplă acolo. Și o să vezi cum cu 30 de euro, da? Cu 30 de euro se pot da peste cap relațiile între aliați NATO. O să vezi cum, o să pun ghilimele mari, 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 cât căpățâna mea, cum gazetarcică, da? Pot să manipuleze o întreagă națiune și de acolo pot să manipuleze relațiile externe. Cine se bucură? La est, încă vreo 2000 de kilometri sau nu știu cât sunt până la Moscova. Am vorbit, toată ziua am făcut asta, da? Este o nebunie. Este o nebunie. Până acum, de curând, am tot lucrat, mi-am tot făcut fișe, am stat în legătură cu cei din, le spunem noi, diasporă. De fapt, cu românii plecați. Bun. O să vedeți un om din Suedia, un domn, antreprenor civic, un om extrem de implicat în tot ce a însemnat cumva stingerea conflictului dintre occidentalul prosper și est-europeanul care a mers acolo să-și caute un loc de muncă sau să fie cercetător, sau să fie medic, sau să pună o faianță foarte bine, etc. Da? Știți foarte bine, a existat acea uitătură așa peste ochelarea occidentalului care nu știa ce să facă el cu atâția estici. Acum se vede că acei estici îi predau o lecție occidentalului și spun, bă băiete, adormirea ta întru cine vrei tu, da? Ia ca acum ne costă și ne costă mult. Mă refer la relațiile cu Rusia, politicul, deschiderea aia absolut luxuriantă, nu-i așa, paradisiacă, aș spune, în care leu se pupa cu căprioara, bineînțeles, pe modelul ăsta s-a pupat și, nu, Willy Brandt, Premiul Nobel pentru Pace 71, da, cancelarul Germaniei de Vest, care se pupa cu Kremlinul și spunea, domnule, totul este ok, este o lume minunată. Nu era și Mihai Constantinescu să-i cânte o lume minunată. Și am primit de la domnul Gabriel Ursescu, l-ați mai văzut la noi în emisiune, un om extrem de implicat și, atenție, din implicările astea a ajuns în anumite poziții, în anumite conjuncturi și ne poate relata despre conjuncturile alea ca să înțelegem și noi. Bun? Bun. Mă duc la mesajul domnului Ursescu. Domnul Ursescu, care îmi scrie, am banat numărul de telefon, vă spusesem că în ziua arderii Coranului, în fața ambasadei Turcie, au fost alte două proteste. Mișcările de stânga suedeze, una dintre ele era contra NATO, organizată împreună cu și curzii de stânga. Culmea către între acești organizatori, da? Și Chang, acesta este gazetarul, o să înțelegeți imediat, Chang Trix, da? Au existat dialoguri și detalii de organizare, au apărut în presă capturi pe WhatsApp. Chang s-a asigurat că Paludan este acel politician extremist care a dat foc Coranului ca să facă praf relațiile între Turcia și Suedia. S-a asigurat că Paludan vine din Danemarca și că curzii anti-NATO își vor face show-ul. Bun? Și eu am stat în legătură câteva zile bune, bune, cu domnul Gabriel Ursescu. Știam că a participat la unele întâlniri, inclusiv cu Chang, când Chang Trix, acel gazetar care face tot posibilul să existe un scandal. Până acum, scandalurile au fost cumva interne în interiorul, da, Suediei. Același lucru s-a întâmplat, sau au vrut să organizeze și în Finlanda, doar că Finlanda a văzut cum s-a fript Suedia și a spus, gata, noi nu organizăm nici, nu vă dăm autorizație pentru protest. Un protest, o autorizație costă
în jur de 30 de euro. E bine, și acum vi las pe domnul Sescu din Suedia, l-am rugat să-mi relateze în ce conjunctură l-a cunoscut pe acest, ghilimele mari, gazetar. O să vedeți și pe, și pe domnul gazetar, o să-l vedeți cu tricou cu Putin, cu tricou cu Rusia. Dăm, te rog frumos, în full interviu sau relatarea domnului Ursescu. Și am văzut știrile legate de acele provocări din Suedia, când un extremist din Danemarca cu dublă cetățenie suedeză a ars un Coran în fața ambasadei Turciei și a urmat un șir de evenimente care face ca Suedia să nu fie acceptată în NATO, fiindcă este la cheremul dictatorului Erdogan. Ei bine, acest lucru se datorează în subsidiar și unui anume jurnalist pe care am reușit să-l cunosc. Când l-am cunoscut, nu știam ce hram poartă, dar acum pentru mine este clar că el folosește intereselor Rusiei, așa cum deja încep să apară diferite materiale. E bine, cum l-am cunoscut pe Chang Frick, fiindcă despre asta este vorba. Eu fiind interesat de comunitatea românească, în 2014-2015, dacă nu mă înșel exact, am organizat împreună cu câțiva din comunitate și inclusiv cu un suedez niște proteste legate de cercetoria organizată, traficul de ființe umane și legat de confuzia culturală. Ei bine, la unul dintre aceste evenimente a venit și acest Chang Frick, cu care ulterior am avut alte două colaborări, mai ales că eu eram și interesat de partea aceasta de media și doream să înțeleg cum funcționează democrația în Suedia, cum funcționează partidele politice, cum funcționează media mainstream, cât și cea independentă, el declarându-se independent. Ei bine, legat de Chang Frick și legătura cu Rusia, pot să vă spun două exemple. În primul rând, eu am fost la el acasă și mi-a făcut cunoștință cu o doamnă care avea un copil și respectiv o altă doamnă mai în vârstă. E bine, el mi-a spus că acest Chang Frick că este soția lui și pe cale de consecință am dedus că este vorba despre copil și despre soacra lui. S-a vorbit, fiindcă acea persoană nu știe așa bine suedeză, mi-am dat seama că vorbește rusește. Asta unul la mână. Un detaliu pe care doar acum reușesc să-l pun la cap. Ei bine, a doua oară, când mi-am dat seama că are oarecare legături și acest puzzle iese la iveală tocmai acum, este legat de o acțiune unde eu am fost chemat, l-am rugat doar să-mi plătească benzina pentru acea deplasare, fiindcă el nu avea carnet de șofer, benzină pe care nici acum nu mi-a plătit-o. Deci vă dați seama despre ce caracter vorbim. Dar ce vreau eu să spun? La acea acțiune din 2015, dacă nu mă înșel, era vorba despre o filmare în partea de nord a arhipelagului Stockholm, într-o zonă foarte frumoasă și în care urma să se facă niște scufundări. Dar scufundări de către cine? Ei bine, era vorba despre niște epave din al doilea război mondial și din alte perioade prin care rușii vreau să vadă, să mă rog, o echipă de scafandrii ruși au primit aprobarea să facă aceste scufundări, dar totodată a venit și un jurnalist rus. Rețin foarte bine acea persoană, fiindcă avea o frizură mai deosebită și care este foarte relevantă în acest context.
De ce? Fiindcă pe acel jurnalist, după 2-3 săptămâni, îl revăzusem pe televizor la o manifestație a fostului președinte pro-rus din Republica Moldova și aici mă refer la Dodon. Ei bine, acum iese de bea la suprafață această încrengătură. Ei bine, ce s-a întâmplat aceste zile în Suedia? În Suedia este un scandal foarte mare, fiindcă Suedia nu reușește să intre în NATO, este blocată practic de Turcia. De ce? Fiindcă s-a demonstrat că acești extremiști de dreapta, niște islamofobi, sunt foarte utili atât lui Erdogan în campanie electorală, dar mai ales Rusiei lui Putin. Practic, cumva nu se dorește ca NATO să fie mai puternic și pe cale de consecință cu niște persoane, niște jurnaliști de acest fel, ca și Ceanfrig, reușește să facă dita mai scandalul internațional și, bineînțeles, NATO nu reușește să-și întărească flancul nordic, fiindcă Marea Baltică este tot atât de importantă, din punctul meu de vedere, ca și Marea Neagră. Și acum vă arăt două fotografii, dă-mi le mari, pentru că nu s-au văzut acolo, l-am montat repede, repede pe telefon, la marginea drumului, în mașină, oprit. Au venit o grămadă de informații. Dă-mi, uite, ăsta este gazetarul, așa zis, independent. Vedeți pe tricou, da, figura tovarășului Putin. Și mai este o fotografie, am tăiat-o un pic pentru că se vedea copilul și nu-mi permit să se vadă, da, dar se vedea altceva. Rusia, vodka, Vasili Blajenii, catedrala, icrele negre, etc., etc. Astea sunt, cum să zic eu, reperele după care, ghilimele mari, gazetarul independent se duce. Bun, o să-mi spui, domnule, ce subiect e ăsta cu gazetarul independent? Ei bine, lângă gazetarul independent mai vine acel gazetar, tot așa cu ghilimele, venit din Rusia. În schimbul de mesaje cu domnul Udrescu, da? Nu știu dacă le ai, Cosmin, astăzi am povestit cine este acel gazetar, cu cine a venit. Da? Ăsta este articolul lui Ciang. Aici am fost de față, a fost de față domnul Ursescu, da? La partea cu scufundările, la acțiunea respectivă. Au ținut să nu apară fotografiați din față. S-a făcut tot posibilul să nu apară, dar de ce? Pentru că, dacă îmi dai celălalt mesaj, bun, o să vedeți că, uite, câteva detalii din articolul scris de Chang, echipa de scufundare, una privată, se concentrează în special pe căutări de comori cetățenilor ale vieții marine. De asta dată au primit un contract special de la un anume Alexei Mikhailov. Bun, și mergem un pic mai departe. Acest Alexei are, conform articolului, statut de cercetător, dar căutări pe Google, coincidențe de nume sau nu, au descoperit că este vorba de un specialist în balistica militară, mai mult ar avea gradul de capitan și este răspunzător de bombardarea Ucrainei cu rachete și este pe lista de sancțiuni. Altă persoană cu același nume sau poate aceeași este prezent alături de Putin la o fundație științifică de la Sankt Petersburg. La fel, acel gazetar venicică din Rusia și pe care domnul Sescu îl vede după două săptămâni la Chișinău, în preajma lui Dodon, la o demonstrație, cred că a apărut și la noi un articol în Adevărul, Cosmin, dacă mă ajuți, da? O demonstrație anti-europeană a lui Dodon, a făcut valuri în toată presa din Moldova, în primul rând, și de la noi, a venit acel gazetar. Doar că acel gazetar, băi, hai să vedem, să dăm așa o strigare. Câți dintre gazetari au pregătire specifică de scufundător, de scafandru? Da, ăsta este, aici este acea știre din 2015. Anti-europeni au bătut palma și au preluat protestele din Chișinău. A fost acea încercare de lovitură de stat. Acolo era prezent și acest cică gazetar din Moscova a venit să relateze, ba din Suedia, ba din Chișinău. Acel gazetar care până la urmă s-a și scufundat. Adică avea oarece pregătire lângă Mihalkovul ăsta
sancționat de Occident. Și atunci te întreb, cât de vulnerabili suntem totuși? Ai văzut ce s-a întâmplat aici. De la un gest tâmpit, dar cu valoare de simbol, iei Coranul și dai foc în fața ambasadei Turciei, după aia vrei să faci același lucru, vrei să faci același lucru în Finlanda, Rusia are o problemă cu Finlanda și Suedia că vor să intre amândouă în NATO. Aici sunt relatările de la Die Welt, apropo de arderea Coranului. Okay? Aici sunt extremiștii din Suedia împreună cu extremiștii din celelalte părți. Se unesc tot sub mantaua asta lui Paludan. Paludan, Ramsus Paludan, este un avocat, tânăr, 40 ceva de ani, cu dublă cetățenie daneză și suedeză, are un partid în Danemarca, un partid extremist și acum umblă prin tot nordul Europei, ce să vezi, ca să dea foc la Coran și de aici la relații proaste cu Turcia. O să spuneți, domnule, dar chiar așa de naiv sunt ăia? Da. Noi avem un senzor special când este vorba de Rusia, noi ăștia din Est. Noi am suferit, știm, de la bunici, de la părinți, am stat și noi la coz, știm ce înseamnă papucul sovietic. Ei habar n-au. Gândiți-vă doar că unul din trei francezi a votat-o totuși pe Le Pen, deși au apărut dovezi, și-a recunoscut și Le Pen, Marine Le Pen, da, am împrumutat bani de la bănci rusești, vreo 10 milioane de euro. Și totuși, unul din trei francezi, occidentali, de aia cu națiune culturală, au votat-o. Au mai votat o grămadă cu Eric Zemmour, au mai votat o grămadă cu Mélenchon. Adică, dintr-o dată, vezi că, băi, dar voi sunteți mai vulnerabili decât noi. Adică, măcar din traumele noastre să fi învățat și voi ceva. Și aici, deja, vezi cât de periculoase sunt stările astea în care te bagi ca într-un cocon, să fie liniște, să fie pace. De care pace? Ruschi mir? Da, poți să o traduci ca pace rusească, poți să o traduci ca pace sau lume rusă. Pentru că, ce nu știm noi, rușii au mai făcut asta. Au mai făcut-o în baza unui tratat Ribbentrop-Molotov din 1939. Ce vedem astăzi în Ucraina, au văzut finlandezii în 1939. Bun, au văzut și în 1918. 3 luni de zile, din ianuarie până prin martie, dar au avut un război civil. Cu cine? Cu cei plătiți cumva de ruși, roșii finlandezi, care vreau să facă o republică, nu-i așa, comunistă. Să fie comunismul așa. Norocul lor a fost cu o facțiune albă sprijinită de Germania. Dar, peste ani și ani, peste câteva decenii, Germania nazistă, cu URSS-ul sovietic, Ribbentrop-Molotov, și atacăm Finlanda. Și atenție! După atacarea Finlandei, și gândiți-vă la Ucraina, Rusia a făcut un fel de status quo geopolitic. Adică a rămas cu 10% din teritoriul Finlandei și cu 20% din toată capacitatea industrială a Finlandei. Lucruri pe care s-ar putea să le vedem aici. Da? Rade o grămadă de orașe și la sfârșit ce hai la negocieri. Crimea rămâne mie pentru că oricum fraierii ăștia de occidentali n-au zis nimic, nu s-au revoltat. Și, băi, acum ce-am luat, mie să rămână, adică partea de est a Ucrainei, cea mai industrializată, undeva la 20%. Ce zici de chestia asta? Următorul pas, pentru că eu cred că invazia Ucrainei nu este primul pas. Primul pas l-a constituit preluarea cu ștampilă rotundă și cu un vot în porcăria de parlament, da? Preluarea Crimeei. Al doilea pas, facem ce putem în Ucraina. Bun. Apoi, Doamne ferește, să nu asistăm la... Să ne ramforsăm un pic armata. Exact asta s-a întâmplat și planul barbaros al lui Hitler. Pe asta s-a bazat, pe faptul că s-a văzut cât e de slabă armata sovietică. Da? Dar acum ăștia au învățat, așa cum au învățat ucrainenii în 2014 până acum, ne ramforțăm armata, mergem pe coridorul ăla dintre Baltice și Lituania, Suvlaki, da? Și după aia mai vedem-o în Danemarca, da? Kadyrov spune astăzi, domnule, vom liniști, vom democratiza noi, după capul, după mintea noastră, și Danemarca și Olanda. Păi aici deja discutăm despre amenințări incredibile.
Și nu mai vorbim de gluma aia răsuflată și destul de ciudată în codul diplomatic. Vezi, doamne, că îi spune Putin lui Boris Johnson, băi, într-un minut ajunge racheta la tine. Vorbim aici despre niște, o să le zic iarăși, ranforsări. Rușii n-au avut niciodată stâmpări, cum se zice în Ardeală. Aminte Caterina cea Mare și a spus, domnule, singura modalitate ca să-mi apăr granițele este să le extind în continuu. În 918, da, încearcă să facă acel război în Finlanda. În 920, Lenin trimite trupele în Polonia, că de ce? Ca să ajungă în Germania și să o facă și pe aia comunistă. Da? În 39, Ribbentrop-Molotov, da, pactul ăla încearcă să împartă Europa. Pentru că noi vorbim de numai de naziști. Dar băieți, jumătate din Polonia a fost atacată de Germania nazistă, iar cealaltă jumătate de Rusia sovietică. Adică vorbim totuși de niște dacă a început războiul, al doilea mondial, a început pentru că naziștii și sovieticii s-au înțeles. Sigur că nu putem recalcula acum istoria, să o remodelăm, dar nu știu dacă ar fi început naziștii fără un pact cu sovieticii. Katyn, da? Masacru de la Katyn, unde 22.000 de oameni, toată elita politică, militară, intelectuală a Poloniei, a fost rasă. De cine? De sovietici. Și n-au recunoscut decât foarte târziu, pentru că ăsta este stilul lor. Acum trebuie să ne așteptăm la provocări imense în Est. Pentru că dacă ați văzut și în analizele militare, exact ce vă spuneam luna trecută, și s-a dovedit iarăși adevărat, și deja mi-e frică să mai spun, ok, centrul de greutate se mută în Est. Există un articol foarte, foarte bun și foarte urât la vremea aia de europeni, scris de Robert Kagan. Robert Kagan este un analist politic, este un geopolitician foarte, foarte bun și luat în seamă, stă în America, și în momentul când s-a dărâmat zidul Berlinului, a spus Europa începe să-și piardă centralitatea, pentru că nu mai este o forță care să se opună altei forțe. Devine o mare liniștită pe care va naviga cine vrea. Bun, europenii au fost foarte... În 2000, când eram încă în Parlamentul European, acolo, eram și eu pe acolo, ultima dată la căruță, încă se discuta urât despre Kagan. Ce a vrut să spună asta? Noi, bătrâna Europa, filozofie, Heidegger, Descartes, etc., Voltaire. Ei bine, s-a dovedit că are dreptate. Acum se întâmplă altceva. Europa de vest, cea care e cu Burdihanul plin, se uită la războaie eventual cu telecomanda, se enervează pe nu știu care, a schimbat telecomanda, ok, ca la televizor, vede că se duce centrul de greutate. Centrul de greutate se modifică radical. Adică, noi credeam ăștia din Est că Europa de Vest este acea forță care ne va apăra și ne va face prosperi. Acum se vede că Europa de Est, asta așa, din Bulgaria necăjită, cu România asta necăjită, cu polonezii care au problemele lor, cu până în Nord, Europa de Nord și de Est devine, practic, stabilă și s-ar putea să devină în 10, în 20 de ani, dacă suntem deștepți, și motorul de prosperitate. Dar asta numai dacă suntem deștepți. De ce contează intrarea Suediei și a Finlandei în NATO? O să spui, bine mă, mi-ai făcut un fel de istorie, m-ai luat și cu gazetar, și cu radical, și cu tot felul de chestii. De ce să mă intereseze pe mine în România chestiunea asta? Pentru că România are șansa să intre într-un bloc geopolitic natural. Noi am intrat, și mulți spunem dintre noi asta, domnule, am intrat în Uniunea Europeană, că am mai ascuns un pic de gunoi supreș, că am mai închis să ia un ochi. În NATO zis, bine mă, bravo că ne-ați ajutat cu Iugoslavii, da, ok, stați acolo. Ei bine, acum intrăm natural într-un bloc al lumii civilizate, blocul euroatlantic. Și gândiți-vă că lângă blocul ăsta euroatlantic, deja suntem pe acel cordon care contează foarte mult. Dacă Suedia și Finlanda își rezolvă problemele cu Turcia sau dacă Erdogan, printr-o minune, își rezolvă el problemele cu turcii, înseamnă că vom avea de la nord la sud ceea ce trebuia să avem de la început, poate din 47. Înțelegeți? O lume democrată care este capabilă să-și apere democrația. Problema fundamentală sau provocarea cea mare, cum îți aperi
democrația. Cu 2,1% la educație, nicagda. Și Corbu zise nicagda. Un fel de Edgar Allan Poe, așa mai către Kremlin. Bun. Va trebui să bagi bani în educație. Vor trebui tovarășii politicieni, și nu numai de la noi, da? Să înțeleagă ce înseamnă onestitatea publică. Va trebui să înțelegem noi înșine să... că informația nu este numai dârla, știi? Hai să jucăm nu știu ce horă sau să mă dau pe TikTok cele 5 secunde, că nu am răbdare mai mult. Ok? Nu, nu. Informația înseamnă să te duci spre locul în care poți să evaluezi. Foarte ușor să zici, păi la noi nu se întâmplă nimic. Băieți, noi putem construi bufferul ăla de încredere, noi putem fi o țară previzibilă, pentru că, ok, există articolul 5 din NATO, ești în Uniunea Europeană, practic ai tot contextul de securitate și prosperitate, dar nu poți să te duci la Bruxelles sau la Washington sau la Tervuren și să spui, auzi, nu mă și mie poți magia de acolo, că mă dor dinții. Am băut aseară bere rece și n-am pasta aia deșteaptă la mine. Înțelegi? Adică asta este harta NATO. În ce măsură înțelegi că harta asta te cuprinde și pe tine, nu doar cu avantaje, ci și cu responsabilități? Poți tu, liderul politic român, să creezi o țară previzibilă așa cum sunt toate celelalte sau majoritatea dintre ele, că acum deja nu mai știi. Poți tu, în momentul în care comandamentul NATO vorbește de o chestiune, să zici, da, și eu am contribuția mea, că așa numai să aștepți avantaje, o vreme îți merge. Dar dacă nu-ți faci reformele interne și nu te bați pentru fiecare clipă de onestitate publică, pentru fiecare ban băgat în educație, în spital, în infrastructură, da? Ia ca, Doamne ferește, să avem prea multă nevoie de A7. Vorbim de autostrada Iași-București. Doamne ferește să avem prea multă nevoie, pentru că în momentul ăla o să vedeți că e urât de tot. E urât de tot. Punem un pic de publicitate și apoi mergem la un meci ciudat. Am vrut să zic de fotbal, dar nu a fost de fotbal. În schimb, am văzut un arbitru vertical care a spus, băieți, fotbalul este spectacol. Nu este bătaie cu perne sau bătaie cu rahat pe clanță. Publicitate. Așa am revenit. Acum la fotbal eu nu mă pricep. Eu încă țin coasea Târgu Mureș, aia lui Bölön, a lui Hoina, a lui Fanic, a lui Ispir. Știi? Prietenii râd de mine când se vorbește despre fotbal, pentru că se uită așa un pic mai ciudat, zi mă, de ASEA. Și eu le zic, de ASEA. Ok. Nu mai există echipa. Dar am văzut altceva. Am văzut că în locul unui spectacol sportiv, cu niște copii, 22 la număr, pe un stadion frumos, oameni, copii care pun pariu că înainte de a intra pe stadion s-au salutat, și-au strâns mâinile, s-au uitat unul în ochii altora, au zâmbit. Băi, să câștige. Și eu vreau să câștig, și eu vreau să câștig, știi? Și spectacolul ăsta n-a mai fost. M-am uitat la meci. Mă uit destul de rar la meciuri, dar mă uit. Și așteptam acel spectacol fain pentru că sunt echipe tinere, sunt echipele alea care îți dau un pic de speranță. Și în locul unui spectacol au venit niște hândrălăi în tribună, ultraș, bombardieri, care au făcut praf și au privat practic și spectatorii și telespectatorii de un spectacol. Pentru că până la urmă, de ce mergi la meci? De ce te uiți la un meci? Cumva este un fel de extensie a minții tale către frumusețea sportului, pe care s-ar putea tu să nu-l practici. Eu, de exemplu, cu sportul mai puțin amic. Dar îmi place să văd performanță. Mi-a plăcut la nebunie, mi s-a făcut carne așa pe mine, s-a mărit carnea, când l-am văzut pe David Popovici. Da? La fel cum părinților noștri și nouă, li se întâmpla când o vedeau pe Nadia Comăneci. Și acum țin minte la Olimpiada de la Moscova din 84, cred că era, când Nadia era cât pe ce să fie faultată de Comisia de Arbitrii din Uniunea Sovietică. Era Șapoșnicova. Nu știu de ce o mai țin minte. Am creier de la de filolog. Ține minte toate prostiile. Înțelegi? Și acolo, cu scandal și până la urmă, băi, am sărit de bucurie, era târziu, noaptea, și tata și mama, wow, 10, Nadia Comăneci. Exact senzația asta am vrut să o am, dar uitându-mă la un meci de fotbal, n-a fost să fie. Că au venit niște bombardieri și nu o să spun olteni.
Nu o să spun bombardier olteni. O să spun doar că au venit din Oltenia. De ce nu spun olteni? Pentru că nu vreau să se confunde oamenii ăștia care au mers acolo doar să urle tot felul de măscări și de jigniri cu acei oameni liniștiți care, la fel ca tine, la fel ca mine, vreau să uite la un meci. Sunt peste tot bombardieri. Sunt și în Ardeal, sunt și peste tot. În toată lumea asta vei găsi bombardieri. Însă până acum n-a mai fost un arbitru ca să le dea peste nas. Și Chivulete a făcut un gest foarte vertical și o să vedeți că nici nu e așa de radical pe cât au fost la alții gesturile radicale. M-am gândit tot timpul, băi, de ce mergi la meci? Uite, eu mă duc la meci, mă poartă Mihali, mă purta Mihali Cipri, da? La toate meciurile CFR-ului, că vreau, că nu vreau, prima dată vorbeau cu nevasta, după cu copiii, ăia vreau, hai tata la meci. Vrei să dormi, vrei să sapi în curte, vrei să stai lemne, nu mă interesează, vii la meci. Da? Dar era faină atmosfera. Și dacă nu erai tu mare fan al echipei, felul în care entuziasmul ăla curgea pe tine așa, ca soarele l-a apus, era o chestie senzațională. Înțelegi? Asta aștepta toată lumea. Apoi că vorbești românește, că vorbești ungurește, este mai puțin important. Ideea este să vezi un spectacol, să te bucuri de spectacol. Bun? Și am văzut chiar de la Mihali primul mesaj și am zis, băi, îl pun. Îl pun pentru că există uite, un prim paradox. În echipa de unguri, între ghilimele a lui Șepși, sunt 8 cetățeni români, dintre care unul de etnie maghiară și vreo 3 străini de neam și de popor. În echipa patriotică a Craiovei sunt vreo 4 români verzi ca bradul și 7 străini, evident, iubitori de glie. De ce să le lăsăm adevărul să strice o frumoasă poveste de ură interetnică? Pentru că asta s-a întâmplat. S-au încins spiritele aiurea și s-au încins, cum să zic, devenim reactivi. Ajunge o bâtă la un car de oale. Bă, până acum credeai că e un fel de proverb, un fel de zicală pe care ți-o dă tovarășa învățătoare în clasa a doua, atunci când dai un extemporal. E bine, nu. Ia ca o trăimă. Bun. Am văzut apoi un mesaj de la Lucian Mândruță, care e pe jumătate oltean, jumătate este muntean. Și m-am gândit, băi, oare dacă ne-am împăca un pic și între noi, ăștia care vorbim, unul cu no, altul cu sio, altul cu făcui, altul cu șefașbrie, și am izola încet, încet pe șmecherașii ăștia, veniți de peste tot, stai liniștit, că nu numai în Secuime s-au strigat în jurături, se strigă și la adresa Rapidului, rapidiștii uneori strigă la adresa nu știu care, clujenii strigă la adresa nu știu care, ia să vedem oare cum ar fi dacă am băgat la cap, da, lucrurile astea pe care le scrie Mândruță, da, și îmi spune Cosmin, da, băi, clujenii încă le strigă la adresa clujenilor, adică te doare bila. Bun, bun. Ce zice Lucian Mândruță? Galeria oltenească, care s-a dus de la Craiova în Secuime, să strige ungurilor să plece din țară, nu face niciun serviciu patriei. Din contră, sunt oameni care, prin lipsa lor de civilizație, le accentuează maghiarilor sentimentul că asta nu-i patria lor. Și asta nu poate duce decât, da, la plecarea lor din țară. Odată cu țara, cu bucata aia de pământ pe care s-au născut ei și strămoșii lor. Este exact opusul a ceea ce ar trebui să facă un român patriot și inteligent. Este, dacă vreți, adevărata trădare de patrie. Și la final, deși știu că nu mă citește niciunul, le dau un test de istorie. Să găsească urma existenței oltenilor pe teritoriul actual al provinciei, în anul de grație 1000, când ungurii erau deja pe teritoriul unde s-a ținut azi meciul. Și nu, n-au voie cu manualul de istorie oficial. Adică, deja intrăm în niște sensibilități extrem de puternice. Pentru că atunci când urli afară, afară cu nu știu care din țară și s-au strigat cuvinte grele și știi că zice, băi, ai faultat, trebuia să dai 11 metri, de ce nu-i dai cartonajul roșu? Când zice cineva chestia asta, bă, parcă ok, e o conjunctură. Dar când se ia de identitatea ta și amintiți-vă cât de nemulțumit și de furioși am fost noi și pe drept cuvânt când la televiziunea franceză pomenea, nu știu care, Saltimbanc, de Salut Romain, da? Le Salut Romain, da? Când ați văzut acea caricatură cu Halep, care a câștigat un trofeu important și în loc să fie un bravo, felicitări, a fost ferai, 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 înseamnă fier vechi, fier vechi, fier vechi cumpărăm, da? Așa s-a tradus. Pe noi ne-a deranjat. Bă, tată, de ce să nu ne deranjeze și când strigăm noi altora? Oarecum, eu m-am întrebat așa, bă, dacă aș fi fost
un maghiar de acolo, din Secuim. M-aș fi dus la șef și ce bine îmi pare că în sfârșit am echipă în A, oare cât mă ține, oare mai au ăștia bani, ce bine îmi pare că am stadion, etc., etc., mă duc la meci, nevastă mă duc la meci. După decenii și decenii, merge unul din Secuime la meci în divizia cu echipa proprie. Și acolo, în loc să mă bucur, să aplaud, să zic, să dă-i, acum, trage la șut, de ce ai ratat? Mă pun și eu și ce strigă ăla? Să plec din țară, că eu-s bosgor, că eu-s ungur, să plec din țară, că ce caut aici? Dar tu cine ești? Că știi că până la urmă vin o grămadă din ăștia care au impresia că Transilvania este fica mai mică a marelui regat. Băieți, ardealul de 1000 de ani, regatul de 150. N-am văzut niciodată o fică mai bătrână decât mama, ca să stabilim niște lucruri. Bun? Și apoi am văzut un mesaj, soluție, ca să avem și soluții. Atunci când există stricăciuni ale spectacolului. Pentru că vorbim despre spectatori și telespectatori care chiar voiau, plătitori. Atenție, plătitori de bilete sau de abonament TV care chiar voiau să vadă un spectacol. Și repet, cei 22 de copii acolo de pe teren, bă, măcar din respect pentru ei, unii de 17, unii de 18 ani, unii de 20 de ani, copiii au venit, îți dai seama, cu un entuziasm de ăla care pur și simplu te trezește. Și acolo, dacă ați văzut imaginile, chiar când Chibulete, gata, zice la revedere, pa, cu meciul, cum vin și cei de la Craiova și cei de la Șepși, spunând ce noi nu chiar nu mai jucam. Uitați-vă un pic la fețele lor. Sunt copii dezamăgiți de ăia care urlă mereu că, bă, ți-aș fi putut fi tată, bă! Da? Așa ne dezamăgim noi copiii, noi părinții ăștia de creție atoștiutor, scama din buricul universului. Bun, și am văzut un mesaj de la un domn, Pantilimon, da? Anglia era măcinată de luptele între galeriile echipelor de fotbal. Situația era scăpată de sub orice control. Autoritățile păreau depășite de bătălie între aceste galerii. Membrii galeriilor se lăudau cu titlul de hooligans. Asta până la tragedia de pe Heysel. Atunci Liverpool, dar și echipele engleze au fost interzise ani de zile în cupele europene. Federația engleză n-a protestat, n-a luat conspirația mondială în dezbatere, Federația engleză a făcut ceea ce face o organizație normală, a identificat cauza și a căutat soluțiile. Astăzi în Anglia se joacă meciuri cu miză enormă, dar tribunele sunt la un braț de linia de margine. Este o încântare să vezi galeriile. Bătăile între ele sunt date de duelul cântecelor intonate superb. Ceea ce s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe trebuie să fie un început, nu să genereze discuții inutile despre ce s-a întâmplat înainte de acest eveniment. Băieți, este o soluție. Și asta sună tuturor. Că vrei să înjuri în românește, că vrei să înjuri în ungurește, este absolut la fel. Este la fel de degradant. Da? Orice gest ar trebui pur și simplu amendat. Băiete, da, n-aia ți-o venit suporterii și fițele astea ale craiovenilor, că știți, ale oficialilor craioveni, domnule, organizatorul să fie de vină. Vezi în regulament ce scrie. Dacă ești în sectorul ăla și ți-o venit galeria, ia ca tu ești în legătură directă, ombilicală cu acea galerie și nu organizatorul. Că dacă organizatorul vine și spune nu-ți dau alea 5% sau 10% din bilete, da? O să urli că de ce nu-ți lasă suporterii pe stadion. Și mai ales, băi, și o chestiune pe care n-am înțeles-o, înlânjurau și pe patronul echipei de fotbal din Oltenia. Adică sunt ăia care merg la meci doar ca să se bată sau doar ca să se înjure. Pentru ei ăsta este meciul. Acolo e adrenalina, acolo e spectacolul. Eu zic niște idioți. Am dreptul să spun chestiunea asta. Bun. De unde vin toate nebunile astea? Știi, când sunt politicieni de aia care încălzesc focul, se înfierbântă mințile. Și mințile, băi, zici că sunt polistiren așa de repede ard. Sunt date cu benzină. Mai țineți minte când acum câțiva ani venea Olguța Vasilescu, doamna primăriță de la Craiova, și spunea, eu să n-aud ungurește în orașul meu? Nu vă amintiți? Puteți că vă arăt acum. Olguța Vasilescu nu vrea să mai vadă unguri muncind la Craiova. Se tot cremeau ăștia să-și facă Consiliul Local, să-și facă nu știu ce stadion. N-au găsit o firmă și n-au găsit muncitori. A venit, culmea, din câte știu, o firmă din Secuime,
Dar să nu vorbiți ungurește. Dar oare cum s-ar simți un oltean care aude la televizor sau citește pe presă primarul de nu știu unde din Moldova sau din Ardeal scrie, zice așa, eu nu vreau să mai aud cu Făcui și Fusei, mie să nu vină Olteni aici. Oare cum s-ar simți? Păi, primul rând, eu m-aș simți foarte prost, dacă ar fi din Cluj. Deși nu s-a întâmplat niciodată. Adică, bă, stai un pic, că tu nu poți caracteriza un om doar după vorba lui, după limba în care visează, după la ce biserică merge, ce sărbători ține. Există un secol 21 care ne-a arătat că înaintea noastră au fost secole de idioțenii care s-au întâmplat doar pentru că exista diferență. Cum s-ar simți? Da? Sau să vină odată, nu știu, Madame Olguța, mare francofilă și francofonă și anglofonă și de care vreți voi, și să meargă în Moldova și să zică, a, păi dumneavoastră, da, din Oltenia? Nu puteți ține discursul aici, că noi nu acceptăm Fusei și Dusei. Cum s-ar simți? N-ar face un scandal extraordinar? Ăștia din Secuime n-au făcut. Au lăsat nasul în jos și au zis, bă, ce să facem? Înjurături? Ia ca înjurături. Ia dă-mi-l pe, uite, cu interceptări DNA. Oficiale. Interceptări DNA. Cum vedea domnul ăsta, care a bădălău, da? Prins la furat pe timpul lui Ceaușescu, da? Grațiat că împlinea Ceaușescu nu știu câți ani, și pus, atenție, după ce l-au prins Ceaușescu, ăștia democrații, social-democrații, l-au pus ministrul economiei. Eu cred că e singurul ministru economiei din lume care după ce a fost prins la furat, da, a ajuns ministru. Bun. Și după aia, ca să nu se supere, l-au pus la Curtea de Conturi, acolo ștăbălău la Curtea de Conturi, unde te uiți dacă nu fură alții banii. Și ce faci tu? Intercepteri DNA. Cum vorbea Bădălău cu un alt funcționar al statului? Fă-mi în cam ai, ghișce. Dacă nu te calgi în picioare, dacă nu-mi dai sala de sport. Vorbim despre ce? Păi da, normal că o să vorbească și alții așa. Pur și simplu o să vorbească și alții așa. Vreți diferență, băieți? Vă arăt diferență. Vă arăt o fotografie a doamnei Terezia Rostaș. O găsești un pic mai încolo. Da? Terezia Rostaș. O să zici, hopa, o doamnă care a învățat și care a mai făcut ceva. Îmbrăcat așa cum vedeți, este de pe starea romilor. A absolvit cursurile Facultății de Drept la București, cursurile de master în educație, limba și literatura engleză, cu o dublă specializare în limbi străine moderne, la Sheffield Hallam University din Marea Britanie. În prezent, Terezia este profesoară de limbă și literatura engleză și limbi străine moderne. Este fondatoarea organizației Care for Young People's Future in UK, unde oferă educație alternativă, mentoring, workshop-uri culturale și luptă împotriva inegalității de orice chip. Da, da, e rochia aia înflorată, da, de femeie romă. Deși a spune țigancă cu cea mai mare admirație, că mi-e îmi place muzica țigănească la nebunie. Nu știu să spun muzică romă. Dar, de la ce a început? De la o călcare în picioare a diferenței. Zice, aveam 12 ani și eram singura fată de etnie romă din orașul meu care îndrăznea să poarte fusta tradițională romă la școală. Lecția de matematică, am ridicat mâna. M-am dus mândră la tablă ca să finalizez exercițiul de matematică. Profesoara s-a ridicat, m-a arătat cu degetul și a spus să nu mai veni niciodată îmbrăcat așa. Vezi că râd de tine? Cu capul sus i-am răspuns, nu râd de mine. Doamnă, lor le place. Ei râd de reacțiile dumneavoastră. În prezent sunt profesoară și încurajez pe toți să se simtă mândri de ei și de moștenirea lor. Băieți, este o palmă necesară dată tuturor ărora din țara asta care mai cred că a fi diferit înseamnă a fi tâmpit. Pentru că încet, încet există inclusiv partide parlamentare votate și sus în clasamente, în sondaje, care vin să ne spună că dacă nu ești românescu, înseamnă că n-ai voie să locuiesc în această țărescu. Înțelegeți? Sunt ăștia care revitalizează tot felul de hormoni de ăștia identitari, steatoze de astea identitare legionare, care vin să spună despre sfinți închisorilor cum că erau comuniști. Băieți, și Hitler era anticomunist. Înțelegeți?
nu înseamnă că dacă ești ești un anticomunist, ai deja o formulă magică de etică publică și ești sfântul nu știu care. Nu, nu. În numele comunismului s-au făcut o grămadă de crime. În numele anticomunismului s-au făcut o grămadă de crime. Uită-te la naziști, uită-te la fasciști, uită-te la o grămadă de dintre ăștia. Bun. Mă duc la un bilanț olimpic. Sunt o mulțime de copii pe care o să-i pierdem pentru că suntem mult prea activați de dreptatea absolută. Am văzut un fel de fișă pe 2022, bilanț olimpic 2022. Surse de pe EduPedu, de pe edu.ro, de pe Forbes. Ia uitați-vă aici. Sunt 14 olimpiade internaționale, europene, de care vreți voi, balcanice, la care copiii noștri au strălucit. Mi-ar fi groază să fac un sondaj între copiii ăștia și să-i întreb, vrei să rămâi în România? Eu, sincer, mie mi-ar fi groază. Pur și simplu. M-aș simți inconfortabil. Și atenție, ei nu vor să se despartă de România. N-au chef să plece și să trântească ușa. Pleacă și țin ușa deschisă de la vârste fragede să vadă ce se mai întâmplă în țara care a rămas și a lor. Și am primit un mesaj de la doamna Mirela Ștefan din Olanda, care îmi spune așa. Bună seara! Vreau să vă mulțumesc că puteți povesti ce aveți de spus, chiar și pe înțelesul unui copil de 8 ani, acesta fiind fiul meu care nu se culcă până nu vă ascultă ce aveți de spus vis-a-vis de ce se întâmplă în România și comentează făcând comparație cu Olanda. Vă doresc sănătate și cât mai multe emisiuni. Copil de 8 ani. Știi de ce? Pentru că îți rămâne în ADN-ul ăla cultural, îți rămâne ceva de pământ. Știi că atunci când îți iei papuși de aia de lac, te duci la nuntă, la vară, te la țară și dai în colbul ăla, colb, nu praf, colbul ăla de mult prin care mai veneau vacile, mai venea nu, ciurda, știi? Vorba lui Cioran, acua bona chite, coasta boacii. La ce dracu mi-a trebuit să plec din coasta boacii, de acolo, din satul lui? Ce dracu caut eu în Parisul ăsta, da? Perfect pentru ratare, știi? Și atunci tu mergi la nuntă la vară ta și vezi colbul ăla și dintr-o dată zici, bă, nu pot să șterg. N-am cum să șterg. Și rămâne acolo imprimat în pantofi și pe tine nu te mai deranjează pentru că vezi că, de fapt, motorul ăla în viață nu-i să strălucească pantofii, ci cumva să se vadă de unde vii, să nu uiți de unde ai plecat. Chestiune pe care politicianul român trebuie să o învețe, sau majoritatea politicienilor români trebuie să o învețe de la clasa 0 cu ABC-ul în mână. Pentru că, știi, te uiți la copiii ăștia, cred că, știi, înainte auzeai de nu știu care că a plecat din țară. Acum cred că suntem în situația de a cunoaște fiecare pe cineva care are pe cineva plecat sau chiar el însuși are pe cineva plecat. Pur și simplu este ca în teoria rețelelor în care, păi, îl cunosc pe X și sigur Xulescu, unul dintre Xulești, da, are pe cineva plecat. Te duci în orice colț al Europei și auzi românește. Oare de ce? Sigur că te uiți un pic ciudat, dar fii atent la ăla care e român. Bă, nu e chiar așa. Nimeni nu se întreabă oare de ce a plecat. Știi? N-am văzut un politician care să vină din diaspora, din Europa, și în loc să ne povestească, domnule, am vorbit cu diaspora, sunt oameni foarte muncitori, sunt medici, cercetători, faianțori, chiar și cei necalificați se califică acolo și toți vorbesc frumos despre diaspora. Nimeni nu întreabă sau nimeni nu vorbește despre, uite, am fost acolo și am întrebat de ce au plecat. Și când mi-au spus de ce au plecat, am plecat și eu nasul că au plecat de cele mai multe ori din cauza politicii din România. Și atunci va trebui să înțelegem. Pentru că este globalizare, este europenizare, suntem în contexte, da? Și zic în felul următor. Băieți, n-are rău să vă spun eu cât e de important, dar vă dau un citat din Nichita Stănescu, pe care rog pe Cosmin să-l pună deja pe ecran și cu asta să gata emisiunea, pentru că omul ăsta a fost mai deștept decât mulți. Tot ce am trăit în zadar s-a făcut zid. Tot ce am înțeles s-a făcut fereastră. V-am pupilizat, sper să înțelegem.